Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la rubrica săptămânală a Casei Corpului Didactic din Galați, rubrica dedicată cărții de pedagogie. Volumul pe care vreau să vi-l prezint săptămâna aceasta aparține unui important, mare filolog, filozof, critic al culturii, om de litere, mă refer la George Steiner. Iar volumul pe care vi-l prezint se numește Maeștri și discipoli, un volum care, trebuie să admit, ocupă un loc important în geografia și în peisajul meu afectiv, pentru că e o carte foarte pe gustul meu, o carte mustind de cultură, de suplețe, a analizelor, de nuanțe, de intuiții valoroase și așa mai departe. Dincolo de toate aceste lucruri, va trebui, evident, să remarc și stilul absolut, absolut incredibil al autorului, un stil distilat de foarte mulți ani de lectură și de creștere intelectuală și spirituală. Cartea a cunoscut în limba română două ediții. O ediție este aceasta la editura Compania. Și există și o ediție la editura Humanitas. Cartea nu este tocmai nouă, sunt aproape 18 ani de când ea a apărut pentru prima oară, și chiar și edițiile românești sunt ediții care au deja o anumită vechime. Și nu cred că ar fi deloc o idee rea ca acest volum să se reediteze. Să se reediteze nu doar pentru că e o carte superbă, ci pentru că eu cred că este și o carte necesară în peisajul și în climatul pedagogic de la noi, din acest moment. Un moment în care trebuie să recunoaștem instituția magisterială și instituția conexă a discipolatului nu se simt neapărat foarte bine. Motivele pentru care nu se simt foarte bine, sigur că pot fi și generale, larg culturale, ținând de, dacă vreți, specificul postmodernist, utilitarist, funcționalist al epocii noastre. Dar eu cred că există și cauze endemice, cauze românești pentru care această instituție a discipolatului nu este exact ceea ce ar trebui să fie, deși ea este dorită, deși este căutată și uneori cu mai multă sau mai puțină îndreptățire reclamată de diferite persoane publice. De faptul că instituția discipolatului și a magisteriului se află astăzi într-un impas în spațiul românesc, cred că ne facem vinovați și noi, profesorii, într-o bună măsură. Pentru că va trebui să admitem, nu de puține ori am pretins toate lucrurile care se cuvin maestrilor, deferența, dependența ontologică și epistemică a discipolului și, de ce nu, afecțiunea pe care o datorăm maestrilor, le-am pretins a priori, fără să oferim neapărat motive suficiente ca să se întâmple asta. Am crescut mulți dintre noi cu senzația și cu impresia că ni se cuvin respectele datorate magiștrilor, fără a trebui să trecem până la urmă și prin, hai să spunem, pe sub toate furcile caudine care sunt legate inevitabil de această meserie superbă, ofertantă și în același timp terifiant de periculoasă, cum spune Steiner la un moment dat. Cartea este mai mult decât o alcătuire hibridă de eseuri, cartea este aproape o analiză fenomenologică, intruzivă, profundă, a acestui fenomen, până la urmă etern uman, pe care îl regăsim în toată istoria lumii, de la antici, de la Socrate și Platon, până la cei recenți, până la contemporani, nu? Dacă ne gândim la, știu eu, Heidegger, de pildă, și Anna Arendt, la Nietzsche și lui Andreea Salomé, și așa mai departe. Și tocmai pentru că e o încercare în logica și în
dinamica internă a instituției magisteriului și pentru că este realizată de un om cu cultura și cu spiritul lui George Steiner, cartea este o adevărată bucurie la lectură. Este un îndemn, dacă vreți, adresat oricărui om care face meseria de profesor de a cugeta adânc și tihnit la ceea ce dă până la urmă și ceea ce face până la urmă frumusețea, dar și fragilitatea meseriei acesteia pe care o desfășurăm. Nu cred că există o pledoarie mai consistentă și mai credibilă pentru lectura acestei cărți decât o mică lectură din ea. Am ales două fragmente care mi-au plăcut extraordinar de mult și care sper să vă placă și dumneavoastră în aceeași măsură și să vă convingă să căutați și să citiți cartea lui George Steiner. Un prim fragment este acesta. A învăța cu adevărat pe alții poate fi o întreprindere cumplită primejdioasă. Maestrul viu ține în palme ființa lăuntrică a ucenicilor săi, materia fragilă și incendiară a posibilităților lor. Își pune mâinile pe ceea ce noi considerăm a fi sufletul și rădăcinile ființei. E un contact a cărui versiune mai slabă, deși metaforică, e seducția erotică. A învăța pe alții fără a nutri temeri serioase, fără a privi riscurile meseriei cu o tulburare respectuoasă, e o frivolitate. A o face fără a ține seama de posibilele consecințe sociale și individuale înseamnă a fi orb. A preda superb înseamnă a deștepta îndoieli în sufletul elevului și a-l antrena într-o dizidență. Înseamnă a-l pregăti pe discipol pentru despărțire. Acum pleacă, poruncește Zarathustra. La sfârșit, un adevărat maestru trebuie să fie singur. Fragmentul lui Steiner mi-aduce aminte de una dintre cele mai frumoase definiții ale profesorului pe care le-am auzit vreodată, și anume definiția care spunea că un profesor e un om de care treptat nu mai ai nevoie. Și îmi veți da voie să mai citesc un mic fragment care de asemenea mi-a plăcut tare mult. Libido sciendi sau patima cunoașterii, nevoia dureroasă de a înțelege este înscrisă în cei mai buni bărbați și în cele mai bune femei, așa cum e înscrisă și vocația de profesor. Nu există meserie cu mai multe privilegii. A deștepta într-o altă ființă omenească puteri și vise care să le întreacă pe ale tale, a le induce altora iubirea pentru ceea ce iubești, a face din prezentul tău interior viitorul lor, iată o triplă aventură ce nu are asemănare. Odată deșteptat, acel copil exasperant din ultima bancă s-ar putea să scrie versurile, să formuleze teorema care vor da de lucru secolilor viitoare. O societate precum cea a profitului nelimitat, care nu-și onorează dascălii, este una slăbită. Acolo unde bărbații și femeile trudesc în picioarele goale, căutându-și un maestru, forța vitală a spiritului este asigurată. Vă mulțumesc și vă îndemn din tot sufletul să-l citiți pe George Steiner. La revedere!